going, try your luck. Test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Vă salutăm, fraților, și bine ați revenit la un nou super episod cu fotbal. Astăzi, alături de fratele X-Breaker, urmează să filmăm unul dintre cele mai tari clipuri cu fotbal. De-a lungul anilor am reușit să strâng peste 40 de semnături de la mari jucători ai lumii, așa că astăzi am pregătit 8 dintre cele mai tari tricouri ale mele și semnăturile fotbaliștilor ne vor decide totodată și probele de fotbal. Așadar, fraților, se anunță un clip incendiar la care vrem să strângem 10.000? Peste 10.000 de like-uri, forță! 11.111 like-uri, credeți-mă, merită din plin. Și în spatele nostru, fratele X-Breaker, avem pregătit cele 8 tricouri. Fac și o cutie acolo, poate și o surpriză. Vom da fiecare pentru prima dată, să vedem ce tricou alegem. Și fiecare tricou, cu semnătura oficială a jucătorului, ne va decide și proba de fotbal. Haideți acolo, forță, și cu butonul de subscribe, să reușim cât mai repede cei 300.000 de abonați. Și haideți să vedem direct prima probă de astăzi. Și pentru toți fanii Dinamo București care mă urmăresc și nu numai, dacă vreți să vă faceți cumpărăturile zilnice pe Dinamo Win, o puteți face la cele mai bune prețuri. Plus de asta, ajutați și clubul Dinamo București, deoarece 5% din comisionul vânzărilor vor merge direct către club. Pe site-ul și aplicația lor puteți găsi atât produse cu Dinamo București din colecția lor, cât și produse de băcănie, laptopuri, fashion, idei de cadouri, absolut tot ce vă doriți. Și totodată, de asta vă spuneam că nu trebuie să fiți fan neapărat Dinamo. Dacă faceți cumpărăturile de pe această aplicație și acumulați puncte, puteți câștiga super premii, chiar și excursii în afară, împreună cu iubita voastră sau cu o persoană dragă. Punctele puteți acumula făcând cumpărături sau folosind rețeaua socială, așadar vă las chiar acum linkul în descriere, intrați acolo și instalați-vă aplicația Dinamo Win. Bun, fraților, având în vedere că X-Breaker este invitatul meu de astăzi pentru prima dată la un asemenea challenge, nu? O să și Donnarumma, nu e problemă. Donnarumma, corect, cu tricou cu PSG, va da el primul. Hai să vedem primul tricou cu semnătură. Hai, fratele, o să te vedem. Primul tricou de astăzi, let's go. Vezi să nu dai în ele. Opa, hai să vedem. Hai să vedem. Ăsta-i, tată. Ăsta este, ia-l. Ia-l direct și arată la cameră. Mamă, mamă, nu cred. Semnătura lui Sadio Mane. Așa că prima probă vine de la fratele Sadio. Hai să vedem. În urmă cu ceva timp, Sadio Mane a fost invitat pe un canal de YouTube din Germania și a fost provocat să dea direct vinclu de undeva de aici, de la intrarea în careu. Din câte încercări credeți voi că a dat Sadio Mane gol? Ei bine, probabil că ați ghicit din prima, așa că va trebui să recreem execuția lui Mane direct în vinclu acolo și cu portar în poartă. X-Breaker este proba lui, dar vrea să mă încurce și dacă nu dau eu, te bagi tu la creație? No, vă zic eu, nu o să se bage pentru că o dau eu. Let's go! Băi, Sadio Mane și-a luat un elan mic. Hai să vedem câțiva pași. 3, 2, 1, start! Nope! Mă căzesc! Se vede că n-am filmat de mult fotbal. Trebuie să revin un pic. Wow! Din a doua, rupe vinclu în două. Te pupăm, Sadio Mane, unul dintre cei mai de treabă jucători cu care m-am întâlnit. Cum a fost asta, bă? Bă, eu zic că am dat exact din punctul din care a dat și el, poate puțin mai în față, dar s-a dus identic. Revedeți acum ambele execuții? Bine. Încerc și tu? Hai, câteva. Gata? Carlos, 7. Ce? 7. 7. Păi da, dar a fost aproape de mijloc, n-a fost aproape de vincul. A ta 10 curat. Gata. Finish. Hai să vedem al doilea tricou de astăzi. Ia vino, Carlos. Eu zic că asta, vino pe drept, să vadă. Drept, cât poți să dă drept, Carlos? Asta e, tată. Nu pot să cred așa ceva. Unul dintre tricourile mele preferate, cu semnătura lui Bruno Fernandes, singurul jucător care a oprit la Manchester United. X, nu pleca. Ne așteaptă probă grea aici. Ne așteaptă probă grea, deoarece la această probă, ce credeți, fraților? Bruno Fernandes nu a reușit să o facă și noi suntem obligați să reușim. Eu reușesc din prima.
Proba lui Bruno Fernandez, la fel, a fost invitat într-un challenge și a fost provocat să dea de la 16 metri direct într-o țintă la vincul. A dat de 3 ori, odată mi se pare că a dat bară, dar nu a nimerit ținta și culmea, ce crezi? YouTuberul care l-a invitat a reușit să dea. Hai să vedem. Și noi dăm. Bruno Fernandez a avut dreptul la 3 execuții în timpul clipului. Vom recrea totul la fel ca el. Noi tot 3 execuții. Va da și X3. Haide mă, trebuie să luăm. Capul meu. Din prima, nu în tricou. Și acolo la bară chiar. Hai, încă două, le dau votat. Bă, vreau să dau una de aici. Mamă, n-a dat două ori. De două ori am dat în tricou cu tot cu bară. Hai, bă, să te vedem. Mamă, de două ori nu vine să cred. Câștigăm această probă, bravo, 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 nu fii supărat, nu fii supărat, Bruno. Câștigăm această probă, două lovituri, nu vine să cred, acolo din trei încercări, X-Breaker, o bară frumoasă și două ratări și trecem la următoarea probă. Asta-i, ta. Hai, ia-l, asta-i, hai, iau eu. Ia-l. Mamă, nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Direct o probă de la Neymar. Atât te zic, e de la piscină proba asta. Păcat că nu avem o piscină, dar tot o facem. X-Breaker pregătit cu tricoul acolo. La fel a trebuit să dea și Neymar la piscină, într-un colac gonflabil sau într-o saltea. Noi trebuie să dăm în tricou și celălalt trebuie să-l țină. Aici ne riscăm fața. Asta este. Hai să vedem prima lovitură. Cum era, mă, să dăm iar de primul? Haide, trei să o dăm. Ia, ține-o, mă, deasupra capului. Ai curaj? Ține-o așa deasupra capului. Ai curaj? L-a luat, s-a auzit. L-am atins, îl luăm și acum rândul lui X-Breaker. Ar trebui să dau cu mâna, că picior nu prea mă ajută, dar... Hai să încercăm, poate îi dăm una în cap să vedem dacă reușim. Mi l-a luat în mână, bate aici, tată. Frumos, mai frumoasă. Și la mine a luat, s-a auzit, s-a văzut, dar tu mi l-a luat direct de mână. Neymar 2, X-Breaker. Până acum aș considera 2-1 la probe pentru mine, nu? Pentru tine, cam așa, dar trecem la următorul tricou. A luat? Păi o ia direct. E la cutie. Hai să vedem, prima cutie. Oare avem vreun tricou aici? Hai să vedem. Nu pot să cred, cred că știu ce. Este tricoul semnat de Gheorghe Hagi, fraților. Semnătura lui Gheorghe Hagi. Și uitați-vă și voi. Bă, ideea e să ne audă cineva ce tricouri avem aici. Acum, sincer, tu îți dai seama cât valorează tricourile pe care le avem aici? Da. Și încă nu le-ați văzut pe toate. Semnătura oficială lui Neymar, Sadio Mane, Bruno Fernandez, Gheorghe Hagi. Hai să vedem. Proba lui Gheorghe Hagi este unul dintre cele mai frumoase goluri de acolo. Hai să vedem, nu știu dacă ne este această probă, este cea mai grea de până acum, dar o încercăm. Proba regelui Gheorghe Hagi. Prima ce care am emoț. Pregătește-te, să duce direct pe sintetic. Vezi balconul ăla de acolo? Cum a dat Valverde în balcon, la Rayo Vallecano. Așa de cât de aproape a fost. Bă, Gheorghe Hagi a dat-o într-un meci oficial, fraților, la Cupa Mondială din prima. Nu ne chinuim să dăm pe poartă. Cât de aproape a fost asta? Pe plasă! Mamă, poate o dăm totuși. Măcar peste portar, dar mai încolo puțin. Nota 6 pentru execuția asta, ne apropiem. Nu pot să cred așa ceva când s-a dus asta, bă. Mamă, când s-a dus asta.
Cea mai bună de până acum. A căzut direct în poartă. Cred că a cadat și mai sus totuși, aproape de vincul. Dar cea mai bună execuție de până acum, sunt mulțumit. Am evoluat totuși. Am șanse să legalez pe Tudor la probe. Hai să vedem la să arunci roșie. Tamo solito y asoma de la doce. Pegándote bien lento, baby, para que tú goces. No somos algo serio, pero bien si me conoces. Ya, yeah, ya, yeah, tú eres el antojo de mi vida. De tanto que te pienso ya no encuentro la salida. Pero no somos nada, nada, girl. Pero no somos nada, nada, girl, ya. Yeah. Mamă, ce bine le dau! Gheorghe Hagi! Gheorghe Hagi! 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 Mamă, ce asta e o probă acum? Trebuie să nimerești un tricou care n-a fost! Asta e! Asta e, tată! Mamă! Cutia, cutia! Cutia, ha! Let's go! 3, 2, 1 și... Mamă! Vreau să văd! Zice asta, nu? Hai să vedem dacă ghicești cine a semnat. Să vedem dacă te uiți la clipurile mele. Budescu. Bravo, tată. Cu drag pentru Tudor Budi. Știi ce înseamnă asta, nu? Gol din spatele porții. Marca Budescu. Gol din spatele porții. Hai să vedem Budescu de România. X-Breaker, prima executant. Ce a fost asta, tată? Mamă, cât te crești când îți fă că Budescu e din prim. Hai. Ce faci, mă, că era gol? Da, da. Dau așa, fii atent, poate dau așa. Poate dau așa, poate. Cum ar fi? Lasă-o, lasă-o, lasă-o. Filmează-o, Carlos, 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 Carlos. După aproape jumătate de oră, uitați-vă cum arătăm, o dăm execuția lui Budescu, cea mai grea de astăzi, și trecem la proba următoare. E bine, a luat, a atins. Dă-o în față, dă-o în față, da. De zor. Hai, hai, următoare. Mamă, cred că e cel mai vechi ăsta. Tricoul cu Borussia Dortmund, semnat de toată echipa, cu ADM în față și în spate, uitați-vă. Toată echipa celor de la Borussia Dortmund. Așa că fii atent, următoarea probă a lui ADM este în doi, fraților. El cu un fost coleg de echipă, trebuie să dăm un gol împreună. Hai, let's go. Următoarea probă a lui ADM. Bă, eu zic că nu e nici grea, nici ușoară. Un coleg de-a lui ține pe picior, o dă pe spate, ADM o preia, șut direct, gol, fără să cadă mingea în poartă. Eu zic că avem 3 încercări la asta. Hai, trebuie să ne iasă. Let's go. Ce a fost asta? Rip. Bye bye. Night day and night. Dacă nu mă înșel, el a dat bară gol chiar, dar nu vreau să cadă nici. Deci dacă mă puneai să dau de două ori în bară din volei, nu mă, nu dădeam. Hai, din a treia sper să ne iasă. Nu a fost ușoară nici asta. Bravo, Batici. Bravo. Hai să vedem. Mai avem două probe. Hai, mă, să te vedem. Următor. Mamă, ce hot, ce hot, tată. Cine o fi aici? Cine o fi aici? Zine tu, Carlos. Fratele Cârjan. Nu cred, el e? Cătălin Cârjan, tată. Cătălin Cârjan, care are pentru noi o probă specială. Nu știu câți dintre voi ați văzut clipul, dar o să vedeți în cele ce urmează.
Expertul în football golf, Cătălin Cârjean, ne-a provocat la această probă, la fel ca în Londra, numai că astăzi noi ne aflăm în Domnești. X pregătit acolo, ai 3 mingi și din 3 mingi trebuie să dai să oprească aici. Avem și fanionul de golf, exact ca la Londra. Avem 3 încercări sau hai, 5, poate ne lasă cătă. Prima încercare. Secure the bag, yeah, get the bus. Pick it up. E grea, băi. Și gândiți-vă, cătă le dădea din prima la distanțe mult mai mari. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the garden. A dat-o, băi, X-Breaker, nu cred. Din a treia. Din a treia, uitați-vă cum o pune. Vedeți, deci dacă era la gol și era gaură, să lovea și intra direct. Bine. Hai să mă dăm și noi. Ball like AD 24, no sleep, need more, more, more. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. Make the money that save up. 10 to 80, my save on. Save it, take the top from the basement. New car. Dina Patra. E bună, nu? Da. Dacă am dat din a treia. Boss, corect. X, mai bună proba asta. Noi o dăm din a patra, oricum ne-a ieșit bine. Mai bună proba asta, mai prap la rest. Adevărat, cea mai bună proba noastră de astăzi. Și acum, toată lumea pregătită pentru o ultimă probă, cu totul specială, unică pe acest canal, care nu va mai fi niciodată. Hai! Și pentru ultima probă de astăzi, venim direct, cum zice fratele X-Breaker, pe Tudor Buțan Arena, corect, unde s-au dat lupte grele. O să vedeți la X-Breaker pe canal ce clipuri au ieșit acolo și am păstrat aici o cutie pentru ultima probă de astăzi, fraților. Avem direct mingea semnată de Cristiano Ronaldo. O să joc prima dată cu ea și singura. Dar ca să nu murdărim, pentru că e o minge extrem de rară și pentru acest clip am păstrat special să o folosim, vom face o probă de-a lui Ronaldo. Bă, o probă preferată de-a lui, a spune. La antrenamente Ronaldo îi plăcea, din ce știu eu, să ține mingea pe cap. Ții minte, stătea el așa, da. O provocare din partea lui Ronaldo pentru noi, să ține mingea pe cap. Dar pasta, fii atent, pasta semnată de el, 10 secunde. Hai să vedem. Hai, boss. Bă, stai și pe frunte, te rog, să n-avem sudoare, să n-avem nimica, să nu murdărim. 1. No? Nu știi să o ții? Două secunde, hai, te mai las. Hai. Așa, asta e poziția. 3 secunde, hai, că poți mai mult, măcar 5. 3, stai așa. Te pun pe ăsta. Hai. Nu, că n-ai capul pătrat. Trebuie să ții din gât. 2, 3, 4. 6 secunde. Oh. Vrei să-ți arăt cum să ține mingea asta semnată? 3, 2, 1. Și tu ai fruntea aia, pisă de avion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Iată să mai încercăm. Boss, e simplu, ce ai? E simplu, mai ales că... Mă pupăm, e semnată de Ronaldo. Hai! 1, 2, 3, 4. Dar trebuie să ții, fii atent, o ții de mingă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu, pe jos! Fraților, am fost aproape și X-Breaker acolo a învățat tehnica până la urmă. Dar credeți-mă, eu o țineam și 2 minute dacă era nevoie. De la picior să tragi. De la picior, de la frunte, de la mingea asta, forță. Cam atât cu mega clipul de astăzi. Haideți acolo, forță, cu peste 10.000 de like-uri. Ați văzut și voi și imaginați-vă cât valorează tricourile cu tot cu mingea din clipul de astăzi. Dacă apreciați acest video, haideți acolo cu 11.000 de like-uri. Cum a zis fratele X-Breaker, Cristiano Ronaldo, alături de X-Breaker, de Tudor Buțan și Carlos, v-au pupat. Salut! Pa, pa! Pa, pa.